Înainte de toate, aș vrea să vă spun că mă bucuria noastră să fim alături aici. Să fiu alături de fiecare dintre voi și să ne conectăm. Și sunt sigur că veți învăța ceva cât de puțin util de mesajul meu. Și că veți aplica. Probabil mai bine decât am făcut eu. După cum probabil ați auzit, o să vorbim despre emoții și raționare pe scenă. Scena nu reprezintă numai spațiul acesta. Unde stăm noi vorbitorii? Scena e oriunde tu, ca om, livrezi un mesaj. Poate fi, nu știu, o discuție cu familia. Poate fi niște prietenite. Sau o conversație cu un coleg. Sau aceea situație în care tu transmiți un mesaj. Și totuși. Ce au toate acestea în comun? Pe lângă mesaj. O să vă spun. Ceea ce spui poate fi influențat atât de emoții, cât și de raționament. Dar și de modul cum ne dozesc acestea. Și de cel mai multe ori le dozăm lui rău. Cu care sunt toate fără noastră ca niște săgeți veninoase. Un argument lipsit de sens care pornește ceartă la muncă. O glumă care izolează un prieten. Și cel mai rău, o vorbă care durează inima unui om și o face să supere. Dintre cuvinte, expresii, raționamente, emoții și... și doare. Doar inimaginabil. Ca vorbitor și ca trainer, cea mai mare dezamăgire și rușinea mea, practic, e că timp de atâția ani m-am concentrat cum să aduc ceva valoros publicului prin mesajul meu. Dar am uitat de cele mai importante persoane care o să le oferă acest lucru. Am uitat. Părinții mei. Prima dată a fost raționamentul greșit. Început cu 16 ani, când la mine intra în cameră, era o știință de mine, fiindcă stăteam la calculator. Asta se întâmpla și când stăteam pași și știam sau lucram. Și mi se părea deja o bătăie de cap toxic și inutil. Atunci când tata, de exemplu, intra în cameră, nici nu apuca bine să intre, că îi ziceam, lasă-mă, nu crezi că lucrez aici, uite, lucrez, nu. Sau mamei, lasă-mă, faci prostiile tale, spune-le rudelor. Mă interesează pe mine? Nu. Și au loc prima putere. A urmat comportamentul emoțional greșit. De fiecare dată când dâneam, toți trec. Nu conta contextul, aveam nevoie de un mic reproș, nu uita să-i îmbucuresc. Niciodată nu ți-au păsat de mine. Niciodată m-ai ascultat. Și au fost multe cuvinte mai grele și greu de rememorat. Și au fost alta lucruri. În final, ajustez la o combinație dintre cele două, nu știam unde să mă împart. Încât? Încât la vorbire, era frică să mai intre camera mea. Team să întoarcă mâniți din nou. Și puteam să mă bucur mereu de raiul emoțiilor și a raționamentelor pe scenă. Puteam să le ofer fiecare, puteam să le primesc. Dar știam că știam că acasă mă duceam în iadul acelor două. Fiindcă nu știam să le aprind pe acolo. Și eram cu adevărat pe spate, nu știu ce. Fiindcă eram singur. Da, poate că gândirea lor nu se mai plic timpul nostru. Da, poate că emoțiile care tot nu vorbesc peste ei, fac să acționezi greșit, dar din iubire. Da, da, și ea ajuta. Însă, dacă te uitai la ei, privirilor, spuneau sigur, ascultă-ne, nu cu inima, ci cu mintea, și înțelege-ne, nu cu mintea, ci cu inima. Și nu am aplicat asta la timp potrivit, dar acum de vreo 3 luni, cu aceea am început să lucrez cu ei, să lucrăm împreună, să vedem ce-am fost greșit de ambele părți. Aici și aici am început să le filtrez mesajele, ori sunt cele două filtre principale, emoția și raționamentul. Atât de simplu. Și totuși atât de bucur. Cea mai mare bucurie a mea a fost când a văzut pe mama să-l controleze fără. Am luat-o departe. Mi-am pus podul banelor pe omeni și am zis. De fiecare dată de nervos. Puneți astea 3 întrebări. De ce fac asta? Cu ce mă ajută pe mine? Dar pe cei din jur. Și m-am ascultat. Și acum, pe sfârșit, vreau să faceți și noi un exercițiu, dacă sunteți de acord. Hai pentru câteva secunde să închidem puțin ochii și să ne gândim la un moment în care și noi n-am realizat echilibrul dintre emoții și reacționament. Ce situație aia? Ce puteam face ca să nu stăm lângă acolo? Ce vedeți? Puteți deschide ochii. Tu, pe ce scene tristeți? Ce cuvinte negândite sau nefințite aruncate? Când ai realizat echilibrul dintre emoții și reacționament?
Și cel mai important, ce vă place acum în acest sens? Mulțumesc!